Bine v-am regăsit. În următoarele 30 de zile, Soarele schimbă sectoarele de viață pe care le influențează și păstrează un parcurs echilibrat în privința energiei. Ce capitole de viață interacționează în bine sau în rău pentru următoarele 30 de zile, vizionați în momentele ce urmează. Berbec, o sumă de bani sau un bun material provenind de la un membru al familiei pot intra în posesia ta. Mai este posibil o achiziție imobiliară fără să faci un efort financiar costisitor. În schimb, fapte egoiste în plan material din trecut pe care puteai să nu le comiți pot acum determina indirect blocarea câștigurilor menționate. Taur. Avântul pe care îl ai în activitatea ta profesională de la locul de muncă și comunicarea pe care o ai cu toată lumea îl fac pe partenerul tău de viață să se apropie și mai mult de tine. Dacă în schimb principalele tale preocupări sunt școala sau distracția cu alți prieteni, nu vei mai putea petrece prea mult timp cu partenerul, iar relația de cuplu poate avea de suferit. Gemeni, faptele tale bune făcute dezinteresat în trecut îți aduc acum oportunități de câștig prin muncă și duc la creșterea simpatiei de care te bucuri și implicit poți beneficia de sprijin în acțiunile tale personale. În schimb, faptele tale rele și egoiste din trecut pe care puteai evita să le faci îți pot aduce acum pierderi materiale și probleme în căminul familial. Rac. În următoarele 30 de zile ai o perioadă favorabilă pasiunilor și relaxării. Te poți ocupa de practicarea sportului. Mișcarea favorizează îmbunătățirea imunității și a stării tale de sănătate. În schimb, nu te vei simți deloc bine în cadrul oricărei ieșiri la distracție în care vei fi însoțit de partenerul de viață din cauza de dezacordurilor pe care le aveți. Leu. O sumă de bani sau unele obiecte cu o valoare considerabilă pe care le primești de la alte persoane le poți folosi cu succes la îmbunătățirea condițiilor de viață din cadrul căminului familial. În schimb, un conflict izbucnit în familie legat de gestionarea câștigurilor și cheltuielilor tale personale poate provoca o stare de tensiune în cadrul casei. Fecioară, poți primi o veste bună legată de activitatea ta la locul de muncă și poate fi vorba de o posibilă avansare profesională în viitorul apropiat. Mai poți primi o veste bună în legătură cu partenerul de viață și legată de relația dintre voi. În cazul negativ, poți primi o veste nu prea bună în legătură cu un episod de distracție din viitor. Balanță. Este favorizată majorarea veniturilor pe care le obții prin muncă și aceste avantaje le poți obține cu ajutorul unor persoane cărora le-ai câștigat respectul. Totodată, aceste câștiguri sunt o consecință indirectă a generozității tale din trecut. Totuși, unele probleme de acasă sau ale unui membru al familiei aduc cheltuieli care îți afectează bugetul. Scorpion, te poți bucura de o stare fizică bună și te simți plin de energie, și totul este legat de un episod de distracție și bună dispoziție prin care ai trecut sau pentru care te pregătești. În schimb, starea ta de sănătate poate fi afectată, supărarea te cuprinde după problemele pe care le ai în activitatea ta la locul de muncă săgetător. Acum se pot face simțite unele reacțiuni ale unor fapte din viețile tale anterioare. În cazul pozitiv, poți beneficia de câștiguri materiale din alte surse decât munca ta sau provenind de la alte persoane și ai bune relații acasă cu membrii familiei. În cazul negativ, pot fi afectate câștigurile realizate prin muncă și nu vei beneficia de sprijin la nevoie. Capricorn. Te concentrezi asupra sarcinilor tale profesionale la locul de muncă și partenerul de viață reprezintă un sprijin important în activitatea ta profesională. Totodată, spiritul tău comunicativ te ajută foarte mult să obții rezultate bune în muncă. În schimb, nepromovarea unui examen îți poate afecta parcursul profesional. Vărsător, sprijinul pe care l-ai oferit în trecut se întoarce în prezent sub formă de oportunități și ajutor pe care îl primești când ai nevoie. Totodată, realizările tale în planul câștigurilor materiale pe care le-ai obținut în ultima perioadă îți aduc o recunoaștere a capacităților tale. Totuși, nu vei fi bine văzut dacă te bazezi prea mult pe împrumuturi pești. Dacă te afli în străinătate, într-o deplasare de plăcere, ai mari șanse să te distrezi și să te simți bine, deși aceste deplasări sunt cam greu de făcut în această perioadă. În schimb, dacă ești pleca la muncă departe de țară, poți avea unele probleme temporare la locul de muncă sau în relația cu partenerul de viață care poate avea de suferit. Acestea sunt previziunile privind influența soarelui pentru următoarele 30 de zile. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare împreună cu România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți urmări pe pagina de socializare Adibun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Dar numai dacă se desparte de egoism.